Să venim în asentimentul crescătorilor de animale prin diversificarea și combinarea raselor, ca să spun așa, deci de a realiza, să zicem, pentru fermieri o bunăstare materială cât se poate de bună, atât prin laptele pe care femelele îl dau, dar și prin valorificarea produșilor care, bineînțeles, vor fi metiși de carne și, bineînțeles, aduc o plus valoare fiecărei ferme. Asociația își propune mai multe, să zicem așa, obiective. Un alt obiectiv ar fi să putem atrage cât mai mulți membri, pentru că, așa cum știți foarte bine, cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai puternici, sau putem deveni mai puternici atât în fața autorităților, cât și, să zicem așa, ca și putere zootehnică pe zonă. Important este să putem conlucra și să noi să vă oferim dumneavoastră anumite avantaje, bineînțeles, și noi să profităm de pe urma avantajelor pe care dumneavoastră ne puteți oferi prin acest parteneriat între asociație și membri. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri de discutat, n-aș vrea să profit. Profităm. Profitul trebuie să fie rece. Profităm, da. Parcă așa e un termen care. Domnul director, dar de ce vă deschideți un punct de lucru cu chestia asta la Botoșani? Ne-am gândit și ca să deschizi un punct de lucru înseamnă logistică și înseamnă investiție. Deci noi vrem să o dezvoltăm pe cea care o avem aici, pentru că vom veni spre dumneavoastră, domnul doctor o să vă spună, cu material seminal și cu logistică suficient ca cel mai bine intenționat om, dar care are cele mai puține cunoștințe despre creșterea vacilor, să poată să realizeze acest program de carne despre care îl rog să vorbesc. Ne gândim, este o idee bună, o să o... De Botoșani am luat, bă. Am lucrat, bă. Poftim? Eu sunt operator, am lucrat, am luat. Și nu sunt rezultate bune? Foarte bune, gătări ușoare. Asta, uite, deja ați început să spuneți care sunt avantajele creșterii angusului. În moment, persoanele care le-am selectat și le-am adus aici, trebuie să fie interesate, au lucrat, important este să fim uniți sub aceeași umbrelă, toată lumea. Deci, asociația este modul de organizare cel mai bun la ora actuală, care poate să reprezinte interese și de o parte și de alta. Însă, distribuirea materialului seminal se va face. Deci, e o lege care vine și reglementează prin intermediul asociației. Deci va fi ușor să lucrăm și să vom lucra. Te rog, domnul doctor. La asta m-am referit. Punctul de lucru să fie o persoană permanentă care... Nu, noi vom asigura prin intermediul colegilor. Ne-am gândit să venim în sprijinul dumneavoastră prin asigurarea cunoștințelor necesare în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea unei ferme de Angus. Nu neapărat de Angus. Așa cum am spus, foarte mulți, probabil o să aveți și vaci de lapte sau metiși. Bineînțeles, costul laptelui la ora actuală, toată lumea știe că este... Deci vaca nu își plătește prin lapte investiția, dar pe de o parte, puteți profita în continuare de laptele produs de vacă și în secundar, prin vițelul, vă putem oferi, în cel mai scurt timp o să vă putem oferi și material sexat pe mascul, ceea ce este o noutate pentru România. Până acum s-au făcut cercetări pentru material sexat pentru femele. Începând de anul trecut s-a intrat și pe partea asta, tocmai din dorința de a produce cât mai multă carne de calitate și, bineînțeles, probabil... Asta este rasul am. Da, negru. Mai scurt. 2010-2010. Salut, profesor Roberto. Trebuie să aibă niște caracteri. Nu se poate fi tot de la mamă. De la... Ce să dăm? Dar 70% producția de carne o dă mamă. 70%. Diferența o dă mama.
Asta este Simmental tipul american, a fost obținut prin embryo transfer, v-a spus despre ce-i vorba. Așa, născut, uite, are 1120 de kg, că nu-i mestiu pe toți, cred că așa. 1120 de kg, născut în 2007. Se obțin produs foarte frumos de la dâns și membrii ai asociația. Cam așa arată tot. La care sunt răie ca o Fatole, acum e mai greu. Ai greu. Dar dacă joaca e mare, general sunt animale plâne. Vedeți că umblăm fără pastru, este normal cu pastru. Material seminar. Să lasă de ochi, mă lasă. De aici un răzbun. Nu e la bani cu tot. Când nu mână. Dar se vadă acum foarte foarte mult. Ne dăm acum două operatoare de combinate care au bază de bază și am niște premixuri, nu cer, mătricoi. Câteodată noi dăm și dar nu se recomandă prea mult pentru că spermatogeneza lasă de dorit. Dăm mai mult apă, diluat. Deși unii zic, dar eu spățit. Are parte, dar dacă te prețează, v-a spus câte kilograme are? Da. 1120. Paiete de la tauri foarte sănătoși. Părcașor. Verificat, sanitar, veterinar. Dar vedeți temperamentul liniștit a raselor de carne. Care ne oferă Uitați-vă că nu are baston de condus. Deci este obligatoriu. Domnul doctor, da? De ce nu i-a spus baston de condus? Copiți? Nu are baston de condus. N-are... Nu, nu-i risc? Da. Uite, am spus-o cu martor. Am bastoane. Le aveți, dar prin buzunar. Dau tot 2007, rasa limuzin, o rasa franțuzească, limuzin, tot pe tocat. Are culoarea grâului copt, așa să vedeți că are trenul posterior foarte bine dezvoltat. Are 930 de kilograme. Cântări. Da. Așa, vreau să-i spun, chiar dacă nu e.
Nu, 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 nu